Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Actual Regional, sunt Sorina Noroc. Republica Moldova trece prin schimbări majore, iar cetățenii ei sunt cei care trebuie să decidă direcția. Duminică a fost aleasă calea europeană, însă la limită. Maia Sandu, actualul președinte, a obținut un total de 42,45% și va intra în turul 2 cu fostul procuror general al țării, candidatul Alexandru Stoianoglu. Discutăm despre un referendum cu un scor foarte strâns, dar și despre următoarele două săptămâni decisive pentru cetățenii de peste Prut, cu Vasile Nedelciuc, fost parlamentar al Republicii Moldova și unul dintre semnatarii declarației de independență. Bună seara și mulțumim că sunteți alături de noi. Bună seara! Iar prin Zoom, alături de noi, este Vitalie Călugăreanu, jurnalist cu o vastă experiență la Chișinău și din 2004, corespondent Deutsche Welle în Moldova. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim așadar. Aș vrea să încep cu aceste rezultate la referendum. Ce înseamnă aceste cifre? Și o să le vedem imediat și pe ecran. 50,46% dintre alegători au votat da la referendum și 49,54% nu. Era de așteptat. Domnule Nedelciuc, aș vrea să încep cu dumneavoastră. Situația Republicii Moldova este una specifică și dacă nu ținem cont de ea, bineînțeles că aceste rezultate sunt, dacă nu le zicem proaste, sunt foarte slabe. Dar trebuie să ținem cont de context. În primul rând, știm foarte bine că Moscova, Kremlinul, consideră toate teritoriile care cândva au fost obținute de ea în rezultatul unor războaie sau în rezultatul unor negocieri cu terțe părți, le consideră teritorii fie ale sale, fie teritorii care trebuie să rămână sub oblăduirea sa, sub controlul său. Motiv pentru care Republica Moldova în toți acești ani a fost atent supravegheată de Moscova și nu i s-a permis, de fapt, Republicii Moldova să-și aleagă viitorul calea ei. Așadar, declarația de independență votată în 1991 în rezultatul unui puci de la Moscova și după ce Ucraina și-a votat independența, această declarație de independență, deși a fost recunoscută de Federația Rusă, a fost recunoscută de marele puteri, cu toate astea, Rusia în continuare continuă să pretindă la acest teritoriu. Și sunt sigur că dacă ei au neglijat memorandumul de la Budapesta cu referire la Ucraina și au intrat, cum i-au intrat în Ucraina și continuă un război pe care nu l-a mai gândit să l-a așteptat nimeni, ne putem închipui ce s-ar întâmpla în alte circumstanțe favorabile Moscovei cu Republica Moldova. Așadar, 50,046% este un rezultat foarte bun din punctul ăsta de vedere, pentru că este pentru prima oară când populația, teritoriul Republicii Moldova, bine, nu este teritoriul întreg al Basarabiei, este pentru prima oară când printr-un referendum majoritatea populației spune unde vrea, cu cine vrea să fie. Deci Moscova a primit un vot de blam și faptul că acest referendum a fost recunoscut, a fost supravegheat, a fost salutat de către marile puteri și mă refer în primul rând la Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, eu cred că niciodată mai departe în istorie Moscova nu va putea de sine stătător din propria sa ambiție să facă ce vrea cu Republica Moldova. Domnule Călugăreanu, ați prevăzut un astfel de rezultat? Ce spun oamenii din Republica Moldova? Cum simțiți așa atmosfera acolo? Nu, eu nu m-am așteptat la un astfel de rezultat. Eu m-am așteptat la un rezultat mult mai bun. Și asta au arătat sondajele, toate sondajele dinaintea scrutinului. 6 sondaje am urmărit, 6 sondaje au fost făcute. Toate arătau o rată a pro-europenilor de peste 63%. Acest scrutin, așa cum a spus și Maia Sandu, în noaptea în care s-au făcut publice rezultatele acestui referendum, acest scrutin a fost puternic fraudat cu bani murdari veniți din Rusia prin intermediul grupării criminale Shor. Și ținta Rusiei în această campanie a fost anume acest referendum, nici măcar fotoliul de președinte al Republicii Moldova, ci acest referendum tocmai pentru a bloca parcursul european al Republicii Moldova. Și noi avem, nu știu dacă ați reușit să vedeți, sociologul Vasile Cantargi a publicat acum seara rezultatele sau calculele făcute de
sociologi din compania sociologică în care lucrează el, care ar fi trebuit să fie scorul electoral dacă această fraudă de 300.000 de voturi nu ar fi existat. Conform datelor pe care le prezintă domnul Cantarji, acest referendum trebuia să treacă cu 63% din voturi și Maia Sandu trebuia să câștige alegerile din primul tur cu 52,1%. Faptul că a existat această fraudă a distorsionat foarte mult rezultatele votului. Această fraudă de 300.000 de voturi înseamnă de fapt 20% din voturi. 20% din voturi măsluite a înclinat balanța în sensul în care îl vedem noi. În orice caz, asta urmează să se pronunțe asupra acestei fraude și Curtea Constituțională în zilele următoare. O să vedem ce decizie va fi luată. În orice caz, avem acest referendum oricum trecut de pragul minim. Oricum, cetățenii Republicii Moldova au votat masiv pentru integrarea europeană și asta se vede. Și pot să vă mai spun un indicator pe care l-am avut. Noi am avut 6 echipe din 2 instituții de presă cu care am lucrat în ziua alegerilor. Am avut reporteri, echipe de reporteri în teren, încercând să ia voxuri de la oameni. Noi cu greu am găsit oameni care să fi votat nu la referendum. De asta zic că eu nu m-am așteptat la rezultatele astea, pentru că eu am avut cu totul alte informații din teren de la echipele cu care am lucrat în acea zi. Am văzut că pentru foarte multă lume a fost aproape un șoc. În momentul în care s-a trecut pragul, toată lumea se aștepta că rezultatul final va fi da și un da, așa cum spuneați și dumneavoastră, peste 60%. Sunt mai multe zone ale țării care au votat puternic anti-UE, dar aș vrea să vorbim puțin despre regiunea transnistreană, pentru că înțeleg că acolo rezultatele au fost ușor surprinzătoare sau chiar mai mult surprinzătoare. Domnule Nedelciuc, ați văzut, 37,44% au votat da la referendum, adică aproape 40% dintre alegători au votat da. Cum vedeți rezultatul acesta? Nu 40%, 40% din cei care au fost la vot. Sigur. Numărul lor n-a fost impresionant. E surprinzător. Deci așa s-ar explica? În acest an, spre deosebire de alegerile precedente, cei din Transnistria, deși inițial parcă erau dispuși sau chiar aveau inițiativă să organizeze acest referendum și cu participarea cetățenilor din Transnistria, până la urmă au renunțat și au dat libertate cetățenilor, celor care sunt cetățeni ai Republicii Moldova, să vină în partea dreaptă a Nistrului și să voteze. Sigur că moldovenii, din cei care au cetățenie moldovenească din Transnistria, sunt cei mai disperați, cei mai nenorociți într-un fel. Ei își dau seama că dacă Republica Moldova rămâne în sfera de influență a Rusiei, neapărat Moscova va vrea să sosească și Republica Moldova și va veni, poate, așa cum a venit în Ucraina. Și ei, cu disperare, vor să găsească o soluție. Cred că Uniunea Europeană, Chișinău, vor găsi o soluție pentru regiunea transnistreană și ei nu vor fi lăsați părăsiți în mâinile celor din Transnistria. Pentru că, să știți și probabil că cunoașteți, în stânga Nistrul, majoritatea relativă a populației sunt totuși moldovenii. Numai că ei locuiesc în localitățile rurale, majoritar. Orașele Tiraspol și Râbnița sunt preponderente. Tiraspolul rusesc și Râbnița preponderent ucrainean. Dar trebuie să țineți cont că ucrainienii din Republica Moldova, în perioada sovietică, în genere, politica țaristă și politica Moscovei sovieticilor a fost ca populația minoritară din Republica Moldova, din Basarabia, în special în RSSSM, învățau în limba rusă. Și pentru că au învățat și au continuat să învețe în rusă până nu de mult, aceștia, practic, sunt sub influența mass mediei rusești, citesc și urmăresc posturi de televiziune și posturi online în limba rusă, la ei accesul este limitat. De aceea bineînțeles că aceștia sunt nostalgici
perioadei sovietice, împreună cu rușii din Republica Moldova, rușii veniți, care au fost preponderent persoane care lucrau în uzine, în fabrici, lume mai pregătită, mai instruită, mai conștientă din punct de vedere politic. Aceste conversionare s-au opus independenței Republicii Moldova și sub influența acestora și mass media rusești, minoritarii pe tot parcursul anilor au gravitat spre Moscova, în special găgăuzii. Unica mea speranță în viitoare, peste două săptămâni, este că probabil mă aștept că populația majoritară a Republicii Moldova, știind, înțelegând că Stoianoglu este de origine găgăuz și felul cum au votat găgăuzii în duminică, poate că se vor trezi și nu-l vor vota pe Stoianoglu și o parte din ei vor vota pentru Maia Sandu. Sper foarte mult, dar fără a atrage alegători suplimentari din diaspora, dar și din țară, și pentru asta Sandu și echipa trebuie să meargă urgent în teritoriile care sunt rușii și să facă ceva, pentru că altminteri situația va fi foarte, foarte complicată. Cazul Georgian este la îndemâna noastră, putem înțelege ce se va întâmpla cu noi dacă Maia Sandu nu trece în turul 2, nu câștigă alegeri. Deci, cu alte cuvinte, trebuiau să meargă mai mult în aceste zone și înainte de... Mai mult primul. Și sunt surprins și nu înțeleg de ce pas până acum n-a plasat în fiecare localitate, la răscruși de drumuri, la stații de autobuze, panouri mari cu cifre, cu date, câte ajutoare au venit din Uniunea Europeană pentru fiecare zonă din Republica Moldova. Ca popor, și ce ajutoare au, și de la ce țări au venit. Și vor compara cu ce a contribuit Rusia în toți acești ani, dar chiar și în perioada sovietică. Și cu ce contribuie Occidentul, statele Uniunii Europene, România, pentru Republica Moldova. Acest lucru, eu cred că ar putea înclina balanța spre Sandu mai mult decât orice altă discuție la televiziune și discursuri în public. Da. Apropo de asta și despre ce spuneați dumneavoastră, domnule Călugăreanu, mai devreme despre acele fraude, a menționat și Maia Sandu, a menționat și Comisia Europeană. Aș vrea să vă întreb totuși dacă acest rezultat la referendum cumva reflectă și o nemulțumire internă sau, cu alte cuvinte, cât din rezultat este nemulțumirea oamenilor, poate, și cât înseamnă această ingerință fără precedent ale grupărilor, cum a transmis și Comisia Europeană. Cum vedeți dumneavoastră din interior? Există o supărare a oamenilor față de actuala guvernare. Toate guvernările se erodează atât cât sunt la putere. Asta se întâmplă și cu actuala guvernare pro-europeană de la Chișinău. Există un soi de enervare chiar a unor cetățeni activi față de felul cum curge reforma justiției, față de felul cum au fost curățate instituțiile statului după fuga lui Plahotniuc și demontarea regimului cleptocratic pe care l-a construit în Republica Moldova. Noi foarte des le reproșăm exponenților actualei guvernări atunci când vin la noi la emisiuni faptul că noi în continuare vedem oameni care l-au deservit pe Plahotniuc, care l-au deservit pe Dodon după asta în instituțiile statului. Noi pe bune suntem iritați de faptul că procurorii care au semnat această scrisoare în 2019 în favoarea lui Plahotniuc, 600 și ceva de procurori, au fost toți păstrați în funcții și abia acum au venit să supun acestei evaluări externe extraordinare. Au trecut 3 ani de guvernare PAS. Evident că oamenii încearcă să îi întrebe, bun, ce ați făcut în cei 3 ani? Așa că eu nu exclud că o parte din votanții din 2020-2021 ai PAS-ului s-au dezamăgit. Data asta au vrut să transmită un semnal, inclusiv pentru Maia Sandu, că așa nu merge. Deci trebuie să faceți ceva. Dar dincolo de asta, eu cred că marea disonanță în aceste alegeri au fost fraudele. Pe asta s-a mizat, asta a propulsat și am văzut că poliția acum a anunțat în seara asta un comunicat în care anunță că peste 400 de oameni
care au primit bani din intermediul grupării Șor sunt investigați și toți riscă câte 27.000 și ceva de lei amendă. Asta cred că ar fi un semnal pentru cei care vor încerca să ia bani în turul 2 de la gruparea Șor ca să-și vândă votul. Și da, asta e important ca actuala guvernare să înțeleagă că această revoltă în societate există. Ei nu au livrat ceea ce au promis și, într-un fel, există, dar eu nu cred că e la scară atât de mare această enervare a oamenilor, această supărare a oamenilor și ea nu este atât împotriva Maia Sandu această supărare, cât împotriva partidului pe care ea l-a creat și îi asigură în momentul acesta acoperire politică la nivel parlamentar. Că Maia Sandu ce a putut în plan extern a împins cât a putut agenda europeană a Republicii Moldova, cred că asta nimeni nu poate spune la îndoială. Prima a fost la nivelul partidului, la nivelul guvernului și în special la nivelul justiției, pentru că noi avem dosare mari care stau pur și simplu nemișcate de ani de zile în sertare. Noi avem mari fugari ai anului 2019 care nu au încăput în avion, dar au fugit după asta, după Plahotniuc. Și s-au adăpostit în mare parte în Londra și trăiesc pe banii pe care i-au furat de la cetățenii Republicii Moldova și nu li se întâmplă nimic. Au cerut azil politic de 2 ani. Londra nu vrea să extradeze acești cetățeni sau să ducă dosarul de azil până la final ca să iau o decizie. Ori le dă azil, ori îi trimit acasă și îi băgăm la pușcărie. Nu se întâmplă chestia asta. Dar acest scor strâns al rezultatelor de la referendum, domnule Nedelciuc, va afecta în vreun fel calea europeană a Republicii Moldova? Nu. Dimpotrivă. Uniunea Europeană, după cele întâmplate în Ucraina, a înțeles în sfârșit cât de important este ca destinul Republicii Moldova să fie unul european. Îndată după independență, și eu sunt martor, așa am avut discuții oficiale cu reprezentanți din Statele Unite, de la Consiliul Europei, vis-a-vis de situația noastră, și pe atunci Occidentul nu era pregătit pentru a trata Republica Moldova ca un candidat real pentru integrare europeană. Și lucrul ăsta se vedea clar prin ceea ce se oferea Republicii Moldova. Acum, ceea ce a făcut Maia Sandu, în special Maia Sandu, și în contextul războiului din Transnistria, este extraordinar, pentru că cei mai importanți oameni ai acestei planete, demnitari, au vizitat Republica Moldova, s-au pronunțat clar, deschis pentru viitorul european al Republicii Moldova și au înțeles frauda care s-a întâmplat acum și nu cred că mai departe vor lăsa Republica Moldova la cheremul Moscovei. Pentru că, cum spuneam, majoritatea, câștigul în alegeri, chiar cu 0,1%, este un câștig. Da? Dacă ne uităm cum a votat, să zicem, francezii atunci când au decis statutul Uniunii Europene, da? Procentele cu care au votat cei din Marea Britanie când au decis să iasă din Uniunea Europeană. Da. Sunt multe cazuri în Uniunea Europeană când votul a fost aproape la limită, și cu toate astea votul a fost democratic și s-au luat deciziile în baza acestor referendum. Așa, dar nu, eu nu mă aștept că sprijinul european al Statelor Unite se va micșora după acest referendum. Dimpotrivă, cred că el va fi mult mai consistent și cred că anume acum Republica Moldova trebuie să facă tot ce se poate de făcut pentru ca noi să prindem această fereastră de oportunitate. Pentru că dacă noi nu reușim până la sfârșitul războiului din Ucraina să avem rezolvate în mare problemele cu integrarea europeană, drumul nostru va fi foarte lung și va fi foarte greu de atins. De aceea acum este momentul și eu am unele nemulțumiri, să zicem așa, față de ceea ce s-a întâmplat acești ani și sunt într-o totul de acord cu domnul Călugăreanu, dar pentru că o fereastră de oportunitate de acest fel nu apare
oricând, odată la 50, odată la 100 de ani ai asemenea ocazii, închid ochii la ceea ce este mai prost, mai slab făcută Republica Moldova și zic că trebuie votată numai decât Maia Sandu și sprijinită această guvernare a lor să-și ducă la capăt mandatul și să facem tot posibil ca la celelalte alegeri alegătorului să-i transmitem un alt mesaj, să înțeleagă și el importanța drumului european, în așa fel încât să avem o majoritate parlamentară pentru următorii 4 ani. Pentru că acum este momentul, da. În spațiul public, de asemenea, reprezentanții Parlamentului European au reacționat într-un mod încurajator, așadar vă propun să vedem mesajul video pe care l-am primit de la Siegfried Mureșan, președinte al delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, și revenim la discuții. Așadar, cum spuneați, imediat vom vedea și mesajul domnului Siegfried Mureșan. Cum spuneați, calea europeană nu va fi afectată în niciun fel. Asta este probabil mesajul pe care trebuie să-l înțeleagă cu toții. Și ce pot face cei care sunt în acest moment la guvernare practic pentru ca să-i convingă pe oameni să iasă în 3 noiembrie la vot? Cum spuneam, totdeauna guvernările de la Chișinău n-au lucrat, majoritățile parlamentare la Chișinău n-au lucrat cu în teritorii destul de convingători și n-au acoperit toate zonele cele mai vulnerabile din punct de vedere al votului electoral. Informații despre ajutorul real al Uniunii Europene, a României, a Statelor Unite, al Japoniei, nu a fost prezentat populației. Pe urmă, nu s-au luat măsurile de rigoare pentru influența nefastă pe care o are preoțimea, biserica, în viața politică a Republicii Moldova. Interferența dintre activitatea bisericească și activitatea politică din țară este cu totul strigătoare la cer și ceva trebuie făcut. Și a avut un rol. Dacă ucrainenii au avut tăria și curajul să declare Biserica Ortodoxă Rusă din Rusia ilegală, deci să închidă această biserică, în Moldova noi tot menajăm în continuare pe reprezentanții Bisericii Ruse din Republica Moldova și ei fac politică. Apoi, în zona găgăuză. Trebuia an la rândul de lucrat cu populația de acolo, nu neapărat cu liderii care fac business, pentru că pentru ei găgăuzerii este și un mare business. Ei beneficiază de multe ajutoare externe, beneficiază de sprijinul guvernului din punct de vedere economic, dar fac ce vor și organele de stat, mă refer la justiție, nu-și fac treaba, pentru că acolo există foarte multă corupție, se vorbește de corupția numai la Chișinău, dar există foarte mare corupție acolo și în zona Taraclia și nimeni nu atrage atenție. Și trebuie mai multă informație. Trebuie de lucrat acolo. Mă gândesc că Maia Sandu ar trebui să înțeleagă, ea are un partid PAS, un partid nou, tânăr, fără un regiment important de personalități care ar putea pune umărul și mișca înainte dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Eu cred că ei ar trebui la următoarele alegeri, când vor forma noul guvern, să se gândească să atragă și pe unii lideri din alte partide sau din societatea civilă pentru a reduce nemulțumirea în rândul acestora, pentru că eu văd lideri, foști lideri de partide, care sunt cei mai înverșunați și aprici critici ai Maiei Sandu. Și asta o fac pentru că au pierdut tot. Într-un fel iese că Maia Sandu culege toți laurii integrării europene, iar ei rămân cumva în afară. Trebuie de atras pe o parte de ei pentru a consolida guvernarea și a avea mai puțini oponenți și din partea societății civile și partidelor pro-europene. În regulă. Vă propun acum să vedem mesajul domnului Siegfried Mureșan și vom reveni la discuții. Ieri, la referendumul privind integrarea europeană a Republicii Moldova, a câștigat Republica Moldova, a pierdut Federația Rusă și e foarte bine că este așa. Mulțumire deosebită și cetățenilor din diaspora care au votat, care au stat unii la cozi îndelungate. Am văzut efortul dumneavoastră, îl apreciem. Mulțumim mult! După acest referendum, spun foarte clar, Republica Moldova este mai aproape de Uniunea Europeană, Republica Moldova nu este mai departe de Uniunea Europeană, referendumul a reușit, oamenii s-au exprimat. Uniunea Europeană a văzut dezinformarea, știrile false, propaganda, încercarea Federației Ruse de a influența rezultatul pe toate căile,
A văzut că oamenii din Republica Moldova au rezistat și de aceea Uniunea Europeană va continua să se implice în sprijinul Republicii Moldova, iar eu din Parlamentul European, ca președinte al delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, am să mă asigur că sprijinul european pentru Republica Moldova va continua și în anii următori. Chiar în urmă cu o săptămână, Uniunea Europeană a anunțat un pachet de creștere economică de 1,8 miliarde de euro pentru Republica Moldova. Îl vom implementa fără întârziere. Vă spun foarte clar, obiectivul meu este să adoptăm această lege prin care punem la dispoziția Republicii Moldova 1,8 miliarde de euro cât mai repede. Obiectivul meu este ca acești bani să ajungă în modernizarea de spitale, în modernizarea școlilor, în reabilitarea drumurilor, în anvelopări de blocuri, să ajungă la oameni, să ajungă acolo unde e nevoie, fiindcă integrarea europeană a Republicii Moldova a început, este un proces care se desfășoară și merge înainte, iar dumneavoastră trebuie să simțiți rezultatele cât mai mult și cât mai repede. Felicitări încă o dată pentru succesul referendumului. Așa cum spuneam, așadar, mesaje încurajatoare din partea Uniunii Europene. Noi continuăm discuția și mai avem foarte puțin. Alături de noi sunt domnii Vasile Nedelciuc și domnul Vitalie Călugăreanu. Domnule Călugăreanu, ce mai vreau să vă întreb este ce ne așteaptă în aceste următoare, mai puțin deja de două săptămâni. Am văzut că se organizează și o dezbatere și aceea cu provocări, pe scurt, așa și pe final, dacă ne puteți spune la ce să ne așteptăm. Da, e important ca în timpul care a mai rămas PAS să-și recunoască greșelile și să încerce maxim posibil să ajungă la oamenii la care n-a ajuns. Că discutați un pic mai înainte ce nu s-a făcut. PAS în această campanie electorală a Maia Sandu nu a mers în localitățile unde erau probleme, unde sunt localități pro-ruse, se știe asta din alegerile trecute. Ei s-au dus acolo unde au fost întâmpinați cu pâine și sare. Și asta nu a fost ok. E important ca în zilele următoare, cât mai repede, eu m-am așteptat că asta se va întâmpla azi, să iasă structurile de forță, de securitate din Republica Moldova și să ne spună cu subiect și predicat ce s-a întâmplat cu această fraudă de 300.000 de voturi, ca să înțeleagă toată lumea cum am fost furați. Votul cetățenilor Republicii Moldova trebuie apărat. Noi, cetățenii, am făcut ce am putut. Am dat vot așa cum mi s-a cerut. Acum este de datoria instituțiilor statului pe care noi le plătim să ne apere acest vot. Și o pot face inclusiv prin acțiunile pe care le-au la dispoziție. Dacă vine poliția și ne spune că au o fraudă de 130.000, că ei nu vorbesc de 300.000, dar de 130.000 de voturi prin portofel electronic, prin bani trimiși din Rusia oficial. Eu nu văd de ce poliția până în momentul acesta sau autoritățile statului nu au identificat și lipsit de drept de vot acele 130.000 de persoane care au primit bani pe carduri MIR din Federația Rusă și au extras banii din regiunea transnistreană. Acești oameni nu trebuiau admiși la urna de vot. De ce au fost admiși la urna de vot? Și o să-l rog, îmi cer scuze că vă întrerup, mai avem foarte, foarte puțin, o să-l rog și pe domnul Nedelciuc să vină cu o concluzie așa foarte scurtă. Cum spuneam, PAS trebuie să schimbe tactica electorală și să viziteze, așa cum spune și domnul Călugăreanu, localitățile care n-au fost vizitate de ei, să solicite ajutorul societății civile, intelectualelor din universități, din mass media, cei care pot să meargă în aceste localități unde s-a votat negativ și să explice oamenilor ce înseamnă cursul european. Trebuie demobilizat cât mai mult diaspora. Trebuie de văzut, de fapt, alarma, pentru că viitoarele alegeri sunt cruciale pentru noi. Și lucrul ăsta îl pot face nu numai pasul. Maia Sandu trebuie să înțeleagă că doar cu pasul ea nu va reuși să implementeze până la capăt ceea ce s-a propus. Vă mulțumim foarte mult. Mai discutăm și cu altă ocazie și urmărim ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, emisiunea actuală regională a ajuns la final. Mulțumim pentru atenție. Să aveți o seară cât mai frumoasă.